Bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu! Astăzi avem un mega haul. Adică o să vă arăt ceea ce am cumpărat astăzi de mâncare și toate chestiile astea pentru casă. Am exact 8 pungi din alea Enor, mari rău de tot, plus 1, 2, 3, 4, 5 pungi de plastic mai mici. Deci o să fie super lung clipul ăsta, dar știu că vă place foarte mult, așa o mai arăt ceea ce mâncăm noi. Înainte de a începe să vă arăt ceea ce am cumpărat, vreau să vă invit să vă duceți pe canalul lui Pacienta Zero. Găsiți linkul în infobox, vă rog frumos să vă duceți la ea și să vă abonați. Are o orbă din aia ardelenească foarte simpatică, e plăcută rău de tot. Haideți să o ajutăm și să o urmărim. Dacă vă duceți la ea pe canal, lăsați un hashtag, sau cum îi spune el? Hashtag, îi spune și în românește ăla așa? Cum îi spune? Hai spuneți-mi voi, Janina Italian Style, ca să știe fata că veniți de la mine. Și acum să începem cu treaba noastră. Vreau să vă mai spun, înainte de a începe clipulețul să vă arăt ce am cumpărat, vreau să vă invit să-mi trimiteți poveștile voastre cu Friend Zone. Încă vă aștept. Chiar dacă nu puteți să-mi trimiteți vocaluri, deci audio, puteți să-mi scrieți povestea voastră și eu am să o citesc în următorul clip. Haideți să încep. În primul rând, astăzi am cheltuit exact 160 de euro într-o parte, 80 de euro într-altă parte și am cumpărat și un joc lui Mateo, 60 de euro. Deci astăzi am făcut dezat. Astea sunt chestii din alea de spălat pe jos, să agață de mătură și să speli pe jos. Aici avem pâinică. Asta este pentru mine. Este pâine din făină de camut. Făina de camut are mai puțin carbohidrați, deci eu o recomand din tot sufletul. Dacă găsiți pâine de camut sau eu știu cum vreți să-i spuneți, cumpărați-o că e mult mai bună decât pâinea normală. Mai departe, am cumpărat 8 sticle de lapte degresat. Dulceața mea preferată, cu gust din ăla de fructe de ăla de pădure, fără zahăr bio, cine în Italia o găsește la Eurospin. Aici avem un iaurt grecesc, 0%. Astăzi am mari probleme cu bateriile, pentru că am uitat să le încarc. 2 sticle de Coca-Cola Zero. Știți că eu ador. Mama a cumpărat aici ceea ce vedeți care nu e de dietă, nu e cumpărat de mine, e cumpărat de mama. Unt. Ăsta este unt. Aici este niște cappuccino. Îi dă lui tata dimineața. Eu aici mi-am cumpărat niște gume, să le gustăm cu voi. Spin Class Block Gum. Hai să ne flegmăm un pic cu ciungile. Ciungile. Ia spuneți-mă cum să spune când erați voi mici la guma de mestecat. Noi spuneam la București ciungă. Verișoara mea în Călăraș spunea cingă. Voi cum le spuneți, este exotic, fără zahăr, e pătrate. E tare. Ia uite așa cu băia mamă. Alune acoperite de ciocolată. Fiecare pizi de măs. Un suc de grefuri fără zahăr. Niște suicide ăsta, cum îi spunea. Tot zahăr. Ca să vedeți că acasă la mine nu e totul numai de dieta. După mama, după ce a slăbit alea 8 kg, n-am avut cum să o învăț să-și mai... A zis că ea e prea bătrână să facă chestiile astea. În fine. Aici am luat... mă arunc guma că... Vă las de mine că... Flescă e aici, în fața voastră. În fine, lapte bătut. Am luat 5 sau 6 sticle. Nu știu dacă cunoașteți expresia o zi de căcat. Uite, asta am eu astăzi.
Întâi mi s-a descărcat bateria. Apoi am luat altă baterie, era descărcată și aia. Deci am luat alta și aia era descărcat. M-am trezit cu 3 baterii descărcate. Ok, le bag la încărcat, ok, ok, tot ok. Mă pun să filmez, mi se rupe iar tripiedul. Ia super glue, lipește, fă, abia să ține acolo, nu știu, la un moment dat o să-mi cadă tot și, în fine, hai să continuăm. Am cumpărat lapte de cocos, este foarte bun. Suc de fructe de la yoga, cu fructe roșii. Sunt foarte bune pentru ochi, fructele roșii, au vitamina A și eu vi le recomand din tot sufletul. Am luat niște paste de la Molizana, asta are forma așa de scoici, asta este de la Garofalo, așa, astea iar, o să le așez undeva. Și între timp le și pun la loc și altele astea. Mănâncă aici copiii, tata. Apoi, biscuiții lui Rosella, gocciole di cioccolato. E făcut așa. Ok, sunt super bune. Bune, bune, bune. Apoi, biscuiții lui Matteo, pan di stelle. După cum vedeți, nu pot să le elimin definitiv chestiile cu zahăr la copii. Am zis că să crească un pic. Încet, încet am eliminat eu anumite lucruri și sunt mândră de asta, dar ne trebuie un pic de timp. Aici am niște chestii din orez cu o mozzarella în mijloc care îi place lui Mateo la nebunie. Aici am luat pâine, niște pâine sandwich-uri din alea ca să își facă Rosella în sandwich. Apoi, aici avem cartofiori prăjiți care nu au decât ulei vegetal. Hai să gustăm. Mi-am găsit mai devreme la lângusa. De la San Carlo. Sunt un pic tari, dar sunt bune. Când aveți grijă așa, o monedă de astea în loc de snack puteți să-l mâncați, dar nu în fiecare zi. Mai subțire, nu? Ok? Mai departe. Astea sunt pentru Mateo, dar le-am luat numai... El numai pe astea le-a mâncat până acum. De câteva zile îl doare stomacul. Și m-am gândit să îi le elimin definitiv. Îi le-am eliminat. Acum la școală și-a o banană, un fruct oricum. Dar le-am luat pentru că era în ofertă și am zis că dacă are poftă băiatul să îi le dau. Dacă nu, le-au mâncat cineva pe aici în casă, că oricum se expiră în 2018. Mai departe, aici mi-am cumpărat albuș de ou pentru că nu pot să arunci mereu. Tare sufletul să arunci mereu gălbenușul, așa iau direct din ăsta și mă ține destul. Aici este niște brânzică de asta care îi place lui Rosella, îi spune scamorsa. Este și din aia fumată. Aici am luat niște ficat de pui, de vițel, că aveam pofte, eu știți cum sunt eu cu pofte. Asta s-a dat în jos așa, e niște carne de vițel. Hai să vă spun și cât costă aici. Asta costă 17 euro kilogram, asta de vițel. Și ficatul costă 6 euro kilogramul. Faceți ori 4 și ceva și se treabă. Asta este un îndulcitor, îl folosește mama pentru tata. E de zaharină. Aici avem niște copănașe de puișor. Asta era în ofertă 3 euro kilogramul. Apoi, ăștia sunt de pui, sunt ca alea de la Mac, costă 4,50 euro, 800 de grame și le place la copii, mai le dau așa câteodată. Apoi am luat ceaiul meu preferat, care îmi fac 2 litri în fiecare zi, ajută să ne desumflăm,
și ajută să elimin lichidele. Eu seara îmi fac 2 litri cu 4 pliculețe și a doua zi l-am gata bun. Multă lume îi place mai mult cald. Ăsta este foarte bun cald. Și din asta am luat vreo 4. Aici avem suc de fructe de pere. O să vedem cum reușim să facem aici. Am mai găsit niște lapte, cam v-am spus, am luat vreo 9 de-astea. Că eu nu prea mă omor în ultimul timp cu laptele, dar tata, mama, aproape toți mănâncă, bea lapte. Ăsta este suc de grefuri, parcă a mai fost unul. Aici niște roșii, bulioane. Și hai să trecem la următoarea pungă. Băi, băieți, nu știu ce naiba se întâmplă astăzi. Tocmai scheda de memorie mi-a zis că nu mai e bună. Să sperăm că tot ce am făcut până acum s-a înregistrat, dacă nu îmi bag picioarele, le pun așa. Pentru că este o naștere. Este o naștere clipul ăsta. Să continuăm. Aici am niște brânzică, bani să mă grăbesc. Niște brânză feta greca. Aici niște roșii de alea tăiate cu bulețe. Nuci, niște fasolică, fasole de în borcane. Aici am niște lapte din ăla, nu știu cum îi spune românește, are bucățele de brânză cu lapte. Cred că îi spune și românește. Clipul ăsta o să iasă foarte lung, sper să aveți răbdare. Salată. Să descarc că iar mă cum e posibil? Niște nuci. Mateo râde să moară de acolo că mă aude. Gnocchi este pastele preferate lui Mateo. E niște chestii cu făină și cu... cum îi spune? Niște ananas, un ananas, nu niște, un ananas. Aici am castraveți. Aici am niște șervețele de machiante de la Eurospun, sunt singurele care nu mă ustură. Mama și-a luat niște cașcava. Ok. Aici avem bache de coji, sunt foarte bune. Puteți să mâncați cam 3 lingurițe pe zi din astea. Sunt foarte bune la sânge și la ochi. Aici niște șuncă afumată. Stixurile mele preferate. Mai vedeți, mai mănânc și o brosti câteodată așa că nu pot să leșim. Iar încă o pungă de gnocchi. Mai departe. Aici avem o... ce e? O conopilă de aia verde. Mie îmi place mai mult asta decât aia albă. Nu e așa puternică, e mai gustoasă. Aici avem niște finocchio. Habar n-am. Cred că asta e... A, nu, e fenicul ăsta. Feniculul. Culu. Asta. Și că e perioada lui acum. Chestiile astea mirase ca mărarul, dar nu e mărar. Tămărarul e un pic mai puternic la gust. Mai departe, niște ridiche albe. Nu știu de ce e mare așa. O cucoană de acolo mi-a zis că e bune rău cu salată, în salată. Și că le tai așa subțire, le iei coaja și le tai și bun. Asparago. Ăștia au foarte mult fier. Fraților, mâncați asparago care fier. Pestole genoveze, este chestia de aia cu bazilico. Și nuci, pinoli și chestii de-astea. Niște alune de alea de pădure. Hai că am luat-o la rapid. Ca să nu mai mi se întrerupă, aici am treabă. Bă, hai să vă spun o șmecherie cu ananasul. Care mi-a spus-o și mie un nene care vinde de-astea. Mi-a spus ca să vezi dacă ananasul este copt, trebuie să tragi de firul, de prim, două frunze de-asta în centru de aici. Și dacă asta se desface imediat și că e copt. Copt, matur. E gata. Să sperăm că așa este. Mai departe, ce mai avem aici? Vinete.
șervețele de năsuc. Am luat biscuiții ăștia ca să încerc. Ia să încerc cu voi. Deci așa n-am făcut miercuri după masă. Am mâncat și ciungă, am mâncat și... Ce am mâncat cu voi? Cartofi de aia prăjiți. Hai să mâncăm și un biscuit. Nu are zahăr în el. Are zahăr de la brum. E bun rău. De la eu răspund fetele. Frolini integrali ai 5 ceriali. Ciriali. E bună. Ah, uite biscuit de aia fișa mamă. Ricotta. Nu cred că se vede. În fine, e ricotta. Ouă. Ouă fără număr. Că atunci când mi se termină mie agușul, bag de asta. Încă unul. Aici alt iaurt din ăla greșesc la 0% de grăsime. Mama gărește croissant-ul de-astea cu gem de cireșe. Încă o smântână de aia de bucătărie. O altă fasolică, că de suntem români, trebuie să mâncăm fasolică. Brânză. Și iar brânză. Da, normal, eu nu o mănânc, n-am mâncat niciodată pe asta, bar n-am cum este. Băi, oameni, am obosit de timpul. Prea multă mâncare am luat. Altă salată, asta este valeriana. Valeriana este un calmant. Din asta se face calmantele pentru oamenii nervoși. Niște făină, asta e treaba cu treaba lui mamă. Și ala niște napolitane de-astea. A, și eu mi-am luat 3 avocado mordei. Mi-am place rău de tot. Aici avem niște castane. Aici se folosesc, se mănâncă, se fac la cuptor. Întâi se crestează, că altfel pugnește în cuptor. Îmi place, mă, fundița mea e de la rochița lui Rosela de Halloween, că s-a îmbrăcat în Alice in the Wonderland. Și se bagă la cuptor. E bună pe calunile așa, dar are o grămadă de calorii. Nu pot să mănânc mai mult de 10, ci... Hai, 10. Banane, noi suntem niște maimuțe, mâncăm banane în gro. Portocale, asta e mai mult de-alea, de-a făcut suc de portocale. Pere. Ardei. Și grefuri. Eu și mama murim de grefuri. Ne place rău de tot. Gata. A fost mai rău ca la sala asta, cu atâtea pungi. Biscuiții lui tata. Cred că i-ați mai văzut. Aici. Alte roșii, bulioane și chestii astea. Nesul lui mama. Eu nici nu beau cafea. Nu-mi place. Mă ia tachicardie. Ulei de floarea soarelui. Mi-am luat eu niște piept de pui din asta, șuncă de piept de pui, cu 1% grăsime. Mozzarella. Ah, am uitat să iau mozzarella light. Alte paste din alea de ou. Alte susaiuri. Bulion. Miere, aici în casă la mine se mănâncă mierea non-stop, le place și lui Rosela. Încă niște șervețele de nalea de maciante. Mai am două pungi și jur că am terminat. Azi v-am spart cu video să câte chestii. Aici sunt fetele biscotate integrale, eu folosesc casă de la Plutoni. Am luat două. Are o tonă în ele, dar mâncăm. Mâncăm. Apoi, mi-am cumpărat pește somon, era 11 euro kilogram și am luat un kil 230 euro. Ce mai avem? Ah, gumele lui Rosela preferate și mai am o pungă. Îmi place, mă, bluza mea cu
Coca-Cola. Mai departe, am luat niște prosciutto copt, că ar fi șuncă prețată pentru copii, că eu o tai direct din de la treaba lor de acolo. Iaurt, ăsta e cu steline, cu steluțe de ciocolată și ăsta cu alune și ciocolată. Le mănâncă rosine. Niște ton în ulei de măsline. Alte paste. Asta e cereale de ciocolată, iaurt. Încă un pachet de paste. Iar, cum le spun, cartofi prăjiți. Prăjiți, dar zici că e făcut la cuptor. Nutella! E pentru Marteo. Eu nu prea mă omor cu Nutella, adică nu e așa să zice. Aolo, mor de Nutella. Ulei. De măsline, asta e de la mai bun, așa. Philadelphia, da, s-a... Uitați, am pus greutate peste el și s-a belit aici. Că fiii mea nu mănâncă altceva decât Philadelphia de asta în daste. Nu vrea de la cutie, că ci care alt gust. Puneți și voi treaba aici. Mi-am mai luat un de-asta, niște supă delicată, așa. Că e bun când faci risotto sau ceva chestii de-astea. Altă Philadelphia, să sperăm că nu zice că nu-i bună, pentru că s-a flășcăit așa, s-a apăsat cutia. Și încă o sticlă de ulei de măsline. N-am făcut cumpărături pentru un an, încă o de-asta de Philadelphia, dar să sperăm că măcar două săptămâni ne ajunge. Sper că videoul v-a plăcut. Îl închid înainte să-mi explodeze telecamera, să cadă casa sau ce știe ce alte minuni să se întâmple astăzi. Sper că videoul v-a plăcut. Urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style. Urmăriți-mă pe Instagram și duceți-vă pe blogul meu să vedeți rețete, să vedeți cum am slăbit. Și cine vrea să facă parte din dieta Janina, găsiți informațiile în infobox, dați un like, un share și ne vedem la următorul video. Ciao!